Domnul să fie lăudat. Amin. Și Domnul să-i binecuvinteze pe frățiorii noștri, pe surori, pe cei care au cântat. Și Domnul să-i binecuvinteze tineretul Bisericii Albinii. Relația tânărului creștin cu muzica este o temă incitantă, provocatoare și aș vrea să mergem în seara aceasta pe două coordonate, și anume modele de închinare în biserică. O să vedeți ce tipuri de închinare există și au existat în biserică, și apoi pericolele idolatriei în închinare. Partea asta a doua am mai prelucrat-o împreună la tineret, joia, dar haideți puțin să le trecem în revistă și aceste pericole. Mai întâi, fraților și surori, uitați-vă la Biserica Albinii. Ce stil de închinare abordăm noi? Este un stil mixt, pot să spun așa, o să vedeți imediat la ce mă refer. Și de obicei avem un model, și haideți să deschidem Scriptura la 1 Corinteni, la capitolul 14, să vedem ce ne spune Apostolul Pavel sau Duhul Sfânt prin Apostolul Pavel, cum trebuie să ne închinăm în biserică. 1 Corinteni 14 cu 26. Ce este de făcut atunci, fraților? Întreabă Pavel. Când vă adunați la oaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învățătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidire sufletească. Avem așa numitul model tradițional, eu îl numesc model biblic, pentru că acest model a depășit modelul liturgic, care era foarte complicat. Gândiți-vă dumneavoastră, undeva prin secolul IV, era așa numita liturghie clementină, și în liturghia asta erau foarte, foarte multe elemente, extrem de multe elemente. Se citea Biblia, se predica, se făceau niște rugăciuni, se dădea un sărut al păcii, așa numeau ei, apoi se lua cina Domnului, se făcea rugăciune de consacrare și tot felul de lucruri, se făcea împărtășania, și erau destul de complicate lucrurile, pentru că toate aceste activități, acțiuni, le făcea clerul. Nu le era dat oamenilor de rând să participe la închinare. Tot ceea ce făcea, făcea preotul și, bineînțeles, cei care erau în jurul lui. Apoi mergem în Evul Mediu, în noaptea aceea lungă de 1000 de ani, pe care o numesc așa istoricii, aproximativ în anul 500 până în 1500, aproximativ, da? Și acolo avem tot ceva de genul ăsta, dar foarte, foarte, extrem de complicat, mult mai complicat decât asta. În Evul Mediu a avut loc așa numită închinare prin cântare, dar era un stil de cântare în canon, în care existau până la 30-40 de voci, care se duceau așa în canon, una peste alta, nu mai înțelegeai absolut nimic, era numai un murmur acolo de melodie, de cântare, nu înțelegea nimeni nimica. Și bineînțeles, alături de aceste cântări, să le numesc eu așa, erau cateheții care veneau și recitau psalmul 43, apoi se mărturiseau, apoi se cânta Doamne miluiește, cânta pentru ei, ca Domnul să aibă milă de ei să ierte. Și așa mai departe, aș putea să am aici o listă, vreau să mă limitez la atât. La final se intona un aleluia, apoi se citea din Evanghelie, se recita crezul de la Nicea și apoi, bineînțeles, se făcea colecta, că era partea a doua, poate cea mai importantă. Se făceau colecta, după aceea un canon, îl rosteau cu toții și mai erau încă câteva puncte și apoi plecau spre casă, după ce luau cina împreună. Ei, a venit reforma. Și după ce a venit reforma, punctul forte pe care Martin Luther l-a folosit ca armă împotriva bisericii tradiționale a fost muzica, să știți, muzica.
Luther vorbea și susținea că muzica este fica cerului căsătorită cu diavolul. Asta era ideea lui. Este chiar citat de la Luther, la Martin Luther. Și spunea el, s-o luăm, s-o răpim de la diavolul și s-o redăm cerului. Pentru că muzica a pornit din cer, dar diavolul a furat-o și s-a căsătorit cu ea și își bate joc de oameni. Ei, Martin Luther a acceptat în bisericile lui chiar cântări populare. Să vină cei din lume, cântări populare nemțești, germane din vremea aceea și se intonau și se cântau astfel de cântări în biserica lui. Dar au trecut câțiva ani și a pornit Calvin cu reforma lui, nu? În Elveția, în Franța, în alte părți ale Europei. Și Calvin nu accepta în închinare decât psalmi. Psalmii aceștia să fie cântați, da, dar fără niciun acompaniament. Era foarte reticent la porțiunea aceea din închinare în care se intonau psalmi. În alte condiții, în alte părți ale slujbei lor, acceptau închinare prin instrument. Dar atunci când se cântau psalmii, nu accepta nimic. Psalmii sunt dedicați Creatorului, psalmii sunt legați cu Scriptura, psalmii trebuie să-i audă Creatorul fără orice alt artificiu. A venit Zwingli și Zwingli a fost mult mai radical decât primii doi. Și el a spus în biserică, nu trebuie să existe absolut niciun instrument, nimic, zero. Și asta era și este modelul pe care îl numim noi model tradițional, model tradițional. Acest model are plusuri și minusuri. Este sobru, da, are o structură cunoscută, gândiți-vă dumneavoastră, noi știm foarte clar, venim duminică la biserică, se face o oră de rugăciune, doi frați dau îndemnuri, avem și noi structura noastră și o putem numi o structură tradiționalistă. Se cântă eventual o cântare așa între îndemnuri, se fac mai mult rugăciuni, trecem la evangelizare, cineva predică și așa mai departe. Știm tiparele, le știm. E modelul tradiționalist. E un model biblic. Biblic. Nu putem vorbi contra lui pentru că ați auzit ce am citit. Când vă adunați la oaltă, cântare, învățătură, descoperire, toate astea sunt profund biblice. Și plusul, da, este foarte clar, structura este cunoscută și atunci eliminăm tot ceea ce înseamnă eșec. Și mergem la sigur, mergem cu oameni care știu să dea îndemnuri, mergem cu oameni care știu să cânte, mergem cu oameni serioși, sobri, care sunt îmbrăcați așa cum trebuie și nu aduc elemente extravagante în închinare și atunci mergem la sigur. E modelul tradiționalist. Minusul este că putem să cădem în ritualism și să intrăm în rutină și să venim la biserică de obicei, din obișnuință și tot așa, și tot așa, și tot așa, până ne duc alții la cimitir. Noi să avem rutina asta și nu-i bine, să știți, nu-i bine, ăsta e un minus al închinării tradiționaliste, al închinării biblice, dar nu-i din cauza lui Dumnezeu, că Dumnezeu a zis foarte clar, uitați-vă aici prin Duhul Sfânt, foarte clar, când vă adunați la oaltă, unul are o cântare, altul o învățătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, prea puțin se aude între noi o vorbă în altă limbă cu translator, să auzim, să înțelegem ce se vorbește. Prea puțin sunt cântări care sunt luate și date prin Duhul Sfânt. Și din cauza aceasta, din cauza noastră, fraților, noi stricăm și sărăcim modelul ăsta biblic, modelul corintian, să-l numesc, dar nu-i corintian, e un model biblic, impus de Apostolul Pavel, da? Și noi îl stricăm prin faptul că eliminăm tot ce înseamnă, uitați-vă, zidire sufletească. Și atunci mergem acasă, ne ispitim, n-a fost bine, de ce așa, cădem în judecată, mai judecăm pe unul pe altul, ba mai cădem poate în tămâiere de sine și spunem, dacă aș fi predicat eu ce ieșea de bine, dacă aș fi cântat eu era extraordinar. Și atunci, vedeți, sunt minusuri în acest model, numit de alții tradiționalist, eu îl numesc biblic. 2. Modelul deschis, așa este numit de alții, eu îl numesc apostolic. Acest model
începând cu secolul 18, scuzați-mă, cu marile treziri spirituale, gândiți-vă la Wesley, la John și Charles Wesley, la Whitefield, la alți oameni al lui Dumnezeu, cu care au început trezirile spirituale. Și oamenii aceștia au instituit în închinare, în special în bisericuțe mai mici, un model prin care fiecare poate să participe la cântare, la predică, la rugăciune, sub călăuzirea și influența Duhului Sfânt. Fraților, și ăsta e foarte bun, și ăsta e extraordinar, pentru că îl găsim în Biblie, modelul acesta. Uitați-vă, citim din Luca, din Faptele Apostolilor, scuzați-mă, din capitolul 13. În biserica din Antiohie erau niște proroci și învățători și le dă lista aici. Pe când slujeau Domnului și posteau, da, probabil, să zicem așa, ok, o închinare, cum zic unii, tradiționalistă, model tradiționalist, model biblic, spunem noi, da? Da, ei cântau, se rugau, vorbeau din Scriptură, exact după cum era rânduit de Dumnezeu, da? Dar priviți ce spune versetul 2. Pe când slujeau Domnului în modul acesta și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Și vedeți, aici ce puteau să spună? Duhule Sfinte, stai un pic că noi avem un tipar în biserică. Un frate s-a dus undeva în țară, nu vă spun unde și nu vă spun nici cine, s-a dus undeva în țară și într-o biserică era o regulă. Slujește înaintea lui Dumnezeu, că e vorba de cântare, că e vorba de predică, dar în special la predică, numai cine are cravată. Și ăsta n-avea cravată. Și l-au văzut frații și era păstor și vorbea bine. S-au făcut că nu-l văd. Așa se uitau pe lângă el, nu l-au pus la nimic, că n-avea cravată, domnule, n-avea cravată. Asta a fost marea problemă. Și la amiază se duce la un prieten, găzduiește acolo și zice prietenului, frate dragă, da, ia-ți cravată. Și de seară, uite, dacă tot vii în biserica noastră, vii și predici, că acum ce te împiedici tu într-o cravată? Bine, zice, hai că o iau. Și-o luat-o. Seara, când l-au văzut că e așa cum trebuie după tipar, o, fratele cu tare aici, să vină în față să predice. S-a dus la amvon și-a zis, fraților, să vă predice cravata. Și le-a pus-o pe amvon și-a plecat. N-a făcut bine, să știți. N-a făcut bine. Dar de multe ori, noi când ne luăm după un tipar, da? Și îl stabilim tiparul ăla, nu dăm loc Duhului Sfânt. Vedeți aici ce spune în Fapte 13. Slujeau Domnului și posteau și Duhul Sfânt le-a zis ceva. Puneți-mi deoparte, pe cine? Pe cutare, pe cutare. Gata, se anulează tot și ne rugăm pentru oamenii aceștia, că așa a zis Duhul Sfânt, fraților. Ăsta e model extraordinar. Și în biserica din Albini, să știți, s-a întâmplat câteodată că a venit Duhul Sfânt și ne-a luat așa pe sus și n-a mai putut să facem altceva. Mie mi-e dor să știți de zilele pe care le-am petrecut când eram copil în biserica din Câmpia Turzii. Când ieșeau dimineața la 9 și ceva tineri în față să cânte și în timp ce cântau venea Duhul Sfânt și îi cerceta, începea unul să plângă și nu mai putea să cânte, își ridica mâinile în sus și începea să se roage. Începea altul să plângă, altul se întrerupea cântarea și cobora Duhul Sfânt. Nu mai era nici predică, nici cântare, numai rugăciune și prezența lui Dumnezeu. Unii primeau cântare în altă limbă, alții se rugau, alții stăteau cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu. Și așa se întâmpla până la 12 și plecam acasă fără predică. De ce? Venea Duhul Sfânt și ne predica. Și atunci, fraților și surori, dacă cineva voia să spună ceva din partea lui Dumnezeu, acela era trimis direct de Duhul Sfânt. Și venea și spunea, fraților, am ceva pentru biserică. Și începea să vorbească și vorbea Duhul Sfânt. Vedeți, e modelul apostolic, l-am citit aici în capitolul 13, ba priviți în Fapte 16, da?
Versetul 6. Au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia. Versetul 7. Au vrut să intre în Bitinia, Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Deci asta înseamnă, să știți, închinare după model apostolic. Închinare după model apostolic. Plusul pentru astfel de închinare este că Duhul Sfânt se ocupă de cei care trebuie să slujească și Duhul Sfânt coordonează lucrurile și extraordinar lucrul acesta. Apoi că noi oferim spațiu Duhului Sfânt să lucreze, așa cum cântăm, noi zicem lăsați Duhul Sfânt să lucreze. Dar haideți să-L și lăsăm să lucreze, fraților. Domnul să ne ajute. Apoi, tot un plus este că se încurajează, să zicem, creativitatea spirituală. E un cuvânt, nu-l găsesc pe cel potrivit, da? Creativitate. E un cuvânt profan. Dar se încurajează apropierea de Dumnezeu și așa apar compozițiile pe care le dă Dumnezeu, cântările inspirate de Duhul Sfânt. Și ăsta e un lucru extraordinar. Așa apar predici. Un frate, zilele trecute, nu? Săptămânile trecute, un om al lui Dumnezeu a stat înaintea Domnului și i-a descoperit Domnul, și nu-i de aici, e din alt județ. I-a descoperit Domnul niște cuvinte din Scriptură și el dădea doar îndemnuri și s-a dus la predică și a predicat și ori zis frații către el, măi, tu predica asta ai furat-o de la Lazar Gog. Zice, căutați la Lazar Gog că nu o să o găsiți. Pe asta mi-a dat-o Dumnezeu azi noapte. M-a trezit Duhul Sfânt și a zis, scrie! Și am început să scriu. Și am venit și am adus-o din partea lui Dumnezeu. Aici trebuie să ajungem noi, fraților. Pentru că am întâlnit de rare ori, nu des, dar de rare ori am întâlnit cazuri în care se cânta cântare în față și prin cântare Dumnezeu venea și mișca adunarea și în cântare acolo, în grupul de cântare era prorocul căruia îi sensibiliza Domnul Duhul inimii și începea prorocia și Domnul vorbea la cauzele bisericii. Deci acolo ar trebui noi să ajungem și Domnul Iisus să ne ajute. Minusul unui astfel de model este că pot să apară timpi morți în închinare, așteptăm, da? Așteptăm, ca și Saul, altădată. Și bă, de ce nu vine Duhul Sfânt, mă? Ne tot rugăm, i-a uscat totul, ceva, nu știu ce se întâmplă. Și așteptăm. Și dacă nu mai vine Duhul Sfânt, normal trebuie să vină, fraților, că Domnul are dor și dorință să vină în mijlocul nostru. Fratele Lazar s-a dus odată în Borhanci, în biserică, și era uscat totul, nimic nu se putea duce înainte, nimic. Și au zis, hai să ne rugăm, și s-au rugat, hai să ne mai rugăm, și s-au rugat. Și zice, fratele Lazar, am văzut un bărbat care venea de la pădure cu un lemn în spate, zice, eu nu știu ce poate să fie. Dar un bătrân al bisericii izbucnește în plâns și sare în picioare, zice, fraților, eu sunt vinovat că nu-i har în adunare, n-am avut lemne la copii și m-am dus în pădure și am venit cu un lemn în spate, așa cum a văzut fratele Lazar, zice, 2 kilometri am venit cu lemnul în spate, din cauza mea nu este har în adunare, rugați-vă, și plângea. Și așa s-au rugat pentru el să-l ierte Domnul. Și Domnul după aceea a dat un har și a dat o cercetare peste adunare extraordinar. De ce? S-a mărturisit. Dar dacă noi nu ne mărturisim, vedeți, și este un minus la modelul ăsta. Lasă, țin păcatul, țin acolo. Și atunci Domnul zice, îmi pare rău, eu nu pot să amestec neprihănirea mea cu păcatul. Și Domnul pleacă. Și atunci mai bine mergem pe model tradițional, nu? Și ne plafonăm acolo și intrăm în rutină și în ritualism. Și atunci e o problemă, da? Mergem mai departe. Modelul progresist este numit sau emergent, eu îl numesc model cultural, este modelul în care în vremea noastră, în secolul nostru, există următoarea ideologie. Trebuie să fim relevanți cultural. Mesajul pe care noi îl transmitem trebuie să se bazeze mai mult pe imagistică, mai mult pe vizual. Pentru că oamenii din vremea noastră sunt mari consumatori de filme.
Dacă v-aș întreba care dintre voi ați văzut 3 sau 5 filme în ultimele 5 zile, cred că ar fi mulți dintre noi care ar zice, da, am văzut, dar erau creștine. Fratele Chiorian, bătrânul, era sincer și când îl sunam, zice, mă uit la un film semi-creștin. Dar zic, cum e ăla? Zice, acum o văd pe Dalila și pe Samson. Zice, ăsta e semi-creștin. Vedeți? Era creștin, nu? Hai, frate, uite, dar era semi, nu era ceva în regulă acolo, nu era ceva în regulă. Și atunci problema este asta, cum să ne adaptăm cultural. Oamenii din jurul nostru, mai ales vizionând atât de mult filmele, da, și vizualizând atâtea lucruri pe ecrănuțul ăla mic pe care l-au în buzunar, sunt obișnuiți foarte mult cu decorul. Nu ne mai place ce ne plăcea altădată nu le băgam în seamă așa toate lucrurile. Acum dacă mergem undeva la o masă, imediat ne uităm, sunt aia, este cu tare, deja le avem aici setate în minte. Dacă mergem undeva la o instituție, știm că instituția trebuie să aibă și aia o interfață mai prietenoasă, nu? Într-o biserică la fel, totul trebuie să fie atractiv. Și dacă nu e atractiv, e mare problemă. Biserica aia trebuie reformată și trebuie reformată la nivel de model, neapărat. Trebuie să fim relevanți și să comunicăm dragostea lui Dumnezeu în cultura noastră contemporană. Și să evadăm, spun ei, din închisoarea tradiției. Și am găsit astfel de oameni care au încercat să schimbe modelul ăsta tradițional, modelul biblic, modelul apostolic, modelul călăuzit, condus, coordonat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Oameni care mai mult pun cântarea la bătaie și cântare, dacă se poate, să fie și un ceva în spate, nu? Un screen mare în spate, sau să fie ceva amenajat, ceva frumos, ceva atractiv. Nu? Ceva formoș, zicem noi, formoș. Știi de unde vine cuvântul formoș? De la forma. Ceva care arată bine, ceva care e foarte atractiv. Și atunci, dacă noi facem treaba asta, imediat putem să fim relevanți cultural, avem de partea noastră tineretul, avem o mulțime de oameni care vin să ne caute și imediat ieșim din anonimat. Și să știți că la soluția asta au apelat foarte, foarte mulți oameni. Am auzit teologi care apelau la cuvinte din Biblie pentru a-și justifica stilul acesta, tipul acesta de închinare. Pentru că ei spuneau că trebuie adusă scena în biserică, nu mai este bun amvonul, trebuie podiumul și scena să vină în biserică și modelul tradițional trebuie reciclat. Asta zic, ăsta e cuvântul lor folosit, trebuie reciclat. Și anume, vin și aduc versete din Biblie. Zice Domnul, nu, în Faptele Apostolilor, prin apostolii săi, în vremurile de pe urmă și citează din Vechiul Testament, voi ridica din prăbușirea lui cortul lui David. Și atunci vin oamenii ăștia și spun în felul următor, de la Rusalii Dumnezeu a instituit modelul ăsta progresist, numai că ei nu și-au dat seama, au fost închistați în tradiție și în formă. Noi am venit și eliberăm acum cortul lui David din căderea lui. Noi îl ridicăm. Și așa apar așa numitele temple de laudă și închinare, în care sunt oameni ce merg cu schimbul și cântă continuu, zi noapte. Și ei spun, am ridicat cortul lui David din căderea lui. Dar dacă vom citi în context în Faptele Apostolilor, nu la asta se referă cuvântul lui Dumnezeu. Ba vin alții și aduc și am întâlnit, aduc argumente din Apocalipsa, de la închinarea din cer și spun, domnule, noi trebuie să ne închinăm, că ăsta e modelul de închinare, așa trebuie noi să ne închinăm. Uitați-vă Apocalipsa 4:8. Fiecare din aceste 4 făpturi vi avea câte 6 aripi, erau pline cu ochi de jur împrejur și pe dinăuntru. Zi și noapte ziceau fără încetare, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu, atotputernic era, este, vine. Ok, bun, ăsta e model din cer, dar încă noi n-am ajuns în cer, fraților. Asta e problema.
Pentru că scopul bisericii în lumea asta, și acum vă spun minusul ideii ăsteia, că plusul e ok, implicăm un număr mare de participanți, implicăm tineretul, e extraordinar, schimbăm totul ca să fim atractivi. Nu ne deranjează, ok? Asta nu ne deranjează. Dar în momentul când vii și zici că tu vrei să reciclezi închinarea biblică, deja e o problemă. Pentru că ei spun așa, dacă în cer se cântă, de ce să mai predicăm? Hai numai să cântăm. Și atunci priviți, eu am notat aici, da, am notat structura unui program de închinare. Primul, pregătirea închinării. 1, echipa de rugăciune. 2, echipa de primire de oaspeți. Și 3, echipa artistică. Sunt echipe, sunt grupuri. Apoi, trecem la timpul închinării. 2-3 cântări pop-rock, da? Citirea Bibliei între cântări, rugăciune în timpul cântării, murmuri de rugăciune și cântare, da, ca să-L atragem cumva pe Dumnezeu în mijlocul nostru, apoi niște cântări mai vesele de laudă, apoi un timp de mărturii cum Domnul a schimbat viața lui cutare și cutare prin închinarea asta, da, apoi mergem pe grupuri de studiu și de părtășie, apoi eventual predică cineva un mesaj evanghelic, dar foarte strâmtat așa, foarte scurtat, prescurtat, abreviat. Dacă altădată, gândiți-vă, puritanii predicau câte 3 ore. Cine mai poate azi să asculte 3 ore de predică? Astăzi 20 de minute, 15 minute și s-a terminat. Pentru că nu mai suferim cuvântul. Și bieții predicatori tind să apeleze la tot felul de artificii. Să plimbă pe la amvoane, uite așa, să uite lumea la ei, mai zic glume, mai fac să râdă audiența, mai fac circ. Da? În America am văzut pe un frate și-a luat o armură din carton și s-a dus să predice din Efeseni 6 cu armura și cu o sabie de carton. Le explica, ce? N-am văzut eu sabie, frate. La ce rost să te mai duci în biserică să faci lucrul ăsta? Dar vedeți, vedeți, încercăm să fim, spunem noi, relevanți cultural. Și asta e o problemă, e o problemă. Și apoi am mai notat eu cântări de contemplare, după ce se termină rapid mesajul, scurt așa, cântări de contemplare. Închidem ochii, ne gândim la Dumnezeu, Tu ești sfânt, Tu ești bun, dar nici o cântare despre păcatul meu, că am fost păcătos și Domnul m-a iertat, m-a salvat. Și atunci mergem mai departe, imediat colecta. Gândiți-vă și la timpul utilizat, cum l-am amintit eu, merge așa, crescendo, da? Și apoi după aceea colecta e acolo la paroxism, când omul deja începe să se bucure de măreția lui Dumnezeu, cât el nu-i mai trebuie bani, îi scoate și dă și atunci se fac colecte bune. Da. Și după aceea se fac niște rugăciuni libere, niște binecuvântări, Domnul se binecuvântează și plecare acasă. Și ăsta e modelul contemporan. Modelul progresist, modelul emergent. Dar nu și-are acoperire în Scriptură. Asta e o problemă. În cer se cântă, da, 100%. Dar scopul bisericii, fraților și surorii în lume, scopul acesta nu s-a anulat? Există un scop local și există unul global. Scopul local al bisericii este botezații și învățații. Da? Atunci noi trebuie să învățăm. Nu tot cântăm, sfânt, 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 e Domnul și nu mai învăț pe nimeni nimic. Vinere zile și i-o luat și i-o dus. Scopul global este evangelizarea, botezații, botezații. Și atunci mergem la cei din lume cu Evanghelia, asta e extraordinară. Dar toate astea își au o bază puternică pe cuvântul lui Dumnezeu. Și ce observ? Puterea cuvântului lui Dumnezeu iese din biserici. Iese pentru că nu mai punem preț pe cuvântul lui Dumnezeu. Și vă spun, fraților și surori, un verset biblic cu care trebuie tot să fim de acord. Nu? Credința vine în urma auzirii. Și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Scrie că credința vine în urma vizionării? Nu, nu. Și atunci dacă mă uit la filmul cu Iisus, nu? Trebuie imediat să văd în Biblie dacă e corect. Că artiștii ăia, actorii au făcut ei ce-au vrut ei acolo. Aia e artă, dar nu-i Biblie. Și nimeni nu se pocăiește prin artă, se pocăiește prin puterea Evangheliei. Domnul să ne lumineze la aceasta.
Există și modelul combinat, care ține generațiile împreună și la acesta apelează multe biserici și noi am mai apelat la modelul ăsta, da? Este deschis spre noi modalități de evangelizare, o structură cu timp de laudă și cântare, două cântări contemporane, o cântare veche, două cântări combinate, apoi timp de rugăciune, timp de părtășie, predicare și mergem acasă. Deci cam acesta e modelul combinat, modelul mixt, să-l numesc așa. Dar haideți să mergem un pic și să ne uităm la câteva, să zic așa, pericole din preajma idolilor, din preajma idolatriei muzicale. Primul idol pe care l-am amintit la tineret este egoismul, omul în centrul atenției. Atunci când vii și cânți o cântare, nu tu trebuie să fii în centrul atenției, Dumnezeu trebuie să fie. Și ăsta, egoismul ăsta, nu? Idolul numărul unu. Ăsta poate să existe și în biserica tradițională și în cealaltă duhovnicească, să o numesc apostolică, și în asta emergentă, în toate, pentru că eul omului încearcă să se strecoare oriunde. Și Domnul vine și spune, nu, unii sunt flați de slavă de șartă, nu trebuie să existe asta în închinare. 2. Idolul popularității l-am numit eu și asta, să știți, face de multe ori ravagii în bisericile noastre. Știu că într-o biserică a fost o descoperire odată, la amvon, se vedea amvonul, a fost o descoperire printr-un frate, se vedea amvonul, pe amvon era o trâmbiță, în spatele amvonului erau oameni care veneau și suflau în trâmbiță. Câtă vreme suflau în trâmbiță era extraordinar, poporul auzea deslușind mesajul trâmbiței, mesajul Evangheliei. Dar în momentul în care el se prindea de tăblia amvonului și se ridica să-l vadă lumea cine suflă, atunci era marea problemă. Pentru că atunci nu-i mai dădea Dumnezeu nimic. Dimpotrivă, cădea undeva acolo jos. Deci vedeți, popularitate, să vadă oamenii cine sunt eu, tot egoism, nu? Dar popularitate, să câștig cât mai mulți privitori, să audă ei ce am făcut eu, că până la urmă popularitatea e un alt substitut, e un substitut pentru egoism. Fratele Presecan, pe care îl iubim cu toți, îmi povestea că în tinerețea lui mergea în misiune cu Nelu Pop din Turda, intrau în biserici, se rugau, Domnul făcea câte o minune, câte o vindecare sau o eliberare și ei ieșeau de acolo și fugeau să nu-i întrebe oamenii cum îi cheamă. Tocmai ca să nu dea slavă omului, să nu audă oamenii prin țară că este unul Presecan ce se roagă pentru bolnavi. Vedeți? Aia ar fi însemnat popularitate, dar ei fugeau de asta, fraților. Ce să mai vorbim de tinerii care merg și cântă și își pun clipuri pe YouTube, nu, să-i vadă toți, să-i audă toți, să-i caute toți și nu-i frumos. Nu laudă pe Dumnezeu, ei caută adepți, caută oameni să fie populari. Senzualitatea am mai amintit-o, da? Am amintit divertismentul. Am amintit profesionalismul, tehnicismul, Habacuc 1 cu 16, închinare la instrument, textualismul, închinare la text, dar vreau să amintesc ceva, un lucru pe care nu l-am amintit la seara de tineret, și anume virtualismul. Virtualismul. Există, să știți deja, trupe virtuale, există cântăreți virtuali. Există niște păpușele acolo, da, niște roboței care apar pe ecran și un cântăreț vestit, care are o voce foarte bună, poate să meargă într-un studio și să cânte notele muzicale, să le cânte așa frumos cu vocea lui, da, să cânte do, diez, re, re, diez și să meargă așa pe ele și să extrag niște sample-uri, niște bucăți așa de voce, da, și se stochează undeva. Și imediat stocându-se alea acolo, cu un modelator de voce, imediat poate să vină un roboțel și să cânte cu vocea lui Celine Dion sau habar n-am a cui, să vină și să cânte cu vocea aia frumoasă și să laude pe Dumnezeu. Și atunci, vedeți, asta e o problemă, pentru că bisericile astea progresiste, emergente, sunt deschise la așa ceva. Și ei zic, măi, de ce să nu facem evangelizare cu toate forțele noastre, cu tot ceea ce putem să facem? Și atunci luăm un roboțel,
Am auzit că este un robot care primește mărturisiri. Să nu vă duceți la astfel de duhovnic. Nu. Roboțel care vine și cântă, domnule, cântă și pui textul, nu? Compui un text. Compui o melodie și îl pui în gura roboțelului și el îți cântă cântarea și s-o pocăit 100 de oameni, zicem noi, în ghilimele, prin robotul ăla. Nu, fraților, nu. Problema știți care este? Domnul Hristos nu a murit pentru roboți. Dumnezeu nu acceptă nici măcar îngerii să vină și să evangelizeze pe oameni. Numai cei care au simțit dulceața iertării prin sângele lui Hristos, ei pot să evangelizeze lumea. La Corneliu în casă s-a dus un înger, dar nu să-i spună de jertfa lui Hristos, a trebuit să vină Petru, să-i spună: măi Corneliu, m-a iertat și pe mine, te iartă și pe tine. Acesta este modelul, dacă vreți, modelul biblic al evangelizării, nu robotizarea și virtualismul acesta. Și apoi gândiți-vă, colaborări creative cu tot felul de producători de jocuri, să-i prindem pe ăștia care sunt dependenți de jocuri și intră de la dependența de jocuri din lume la dependență de jocuri în biserică. Am intrat într-o zi undeva pe internet și am vrut să caut ceva și mare mi-a fost mirare. Am căutat Cartea Cărților și aveau deja jocuri pentru copii. Și jocul ăla nu se mai numea Iona, se numea jocul de-a balena. Dar ce mai știu copiii de Biblie și de Iona, cofonii ascultători? El se joacă de-a balena, nu? Și după aceea vin altele și altele și altele. Și uitați-vă cu atenție, cădem în această idolatrie numită virtualism. Să adorăm tot ce înseamnă tehnologia, tot ce înseamnă virtualul, tot ce produce tehnologia, nu? Că tehnologismul e altceva, dar produce tehnologia și lui Dumnezeu nu-i place. Și mai amintesc ceva și vreau să mă opresc, relativismul moral. Din cauza că noi am acceptat relativismul moral, am acceptat, să știți, mulți dintre noi am acceptat. Îi acceptăm pe ăștia care divorțează de 100 de ori pe an, asta este. Altădată era scandal mare să divorțeze odată, acum nu mai e scandal. Acceptăm pe cei care merg și se droghează, asta e, deja suntem obișnuiți cu ei. Îi acceptăm pe ăștia care se căsătoresc bărbat cu bărbat, femeie cu femeie, deja avem relativism moral. Și din cauza asta acceptăm muzica lumii, fraților. Când eu eram copil, n-aveam voie să mă duc și să ascult muzica aia spurcată din lume. Acum, nu numai că o acceptăm, o ascultăm. Și asta e o mare problemă la tineret. Pentru că tineretul bisericilor noastre se secularizează. Se dezbracă de tot ce înseamnă puterea Duhului Sfânt și puterea lui Dumnezeu. Dovadă sunt cântările care au tot mai multă influență din cântările sau din cântecele lumii. Asta e dovada. Pentru că ceea ce ascultăm ne modelează caracterul, ne modelează gândirea și în momentul când încercăm să compunem ceva, compunem ceva ce ne-a rămas în subconștient din ce am tot ascultat. Și de aceea fiți foarte atenți la închinare. Concluzia care este? Eu aș vrea și m-aș bucura biserica din Albini să aibă un model de închinare apostolic, fraților. Să vină Duhul Sfânt, să aducă Duhul Sfânt cântări în altă limbă și apoi să le traducă în română și să avem compozitorii noștri. Să vină Duhul Sfânt și să pornească prorocia și predicatorul să vorbească sub influența și sub călăuzirea Duhului Sfânt. Aici ar trebui să ajungem biserica din Albini. Nu să acceptăm ca să prindem cât mai mulți. Nu. Noi trebuie să fim puțini și buni. Dacă-s mai mult, slăvit să fie Domnul. Dar de obicei, uitați-vă ce spune Domnul în predica de pe munte. Calea largă are mulți. Calea strâmtă are puțini. Domnul să ne ajute și să ne binecuvinteze. Amin.